Salutare, dragii mei prieteni, și bine v-am regăsit la Zodiacul lunii august de data aceasta. Eu sunt Amos și în următoarele momente îți voi spune care sunt cele mai importante mesaje ale cărților de tarot pentru tine în această lună, așa că te invit să rămâi alături de mine. Salutare, dragii mei prieteni, mă bucur foarte mult să ne reîntâlnim în cadrul acestui zodiac. Iată că deja ne apropiem cu pași repezi de luna august, iar eu sunt aici pentru a vă transmite cele mai importante mesaje ale cărților de tarot pentru voi. Această citire este pentru toți cei care au soarele, ascendentul sau luna în zodia vărsător. De asemenea, înainte de a începe această citire, vreau să vă reamintesc faptul că este o citire generală, este bazată pe energia colectivă, așa că este foarte posibil să nu vă regăsiți cu toții în aceste mesaje. Haideți să începem citirea, să vedem care sunt evenimentele ce l-așteaptă pe vărsător în luna august. Mesaje importante pentru cei din zodia vărsător. Mesaje importante pentru cei din zodia vărsător. Wow! Dragul meu vărsător, cartea cu numărul 49. Actions speak loudly. Express your love through actions. Este momentul în care vărsătorul, prin tot ceea ce face, prin acțiunile lui, se exprimă, își exprimă dragostea, își exprimă empatia, își exprimă solidaritatea și prietenia totodată. Iată, este cred că o carte tipică vărsătorului, dacă mă întrebați pe mine. O carte ce arată energia libertății, energia liberului arbitru. Este o carte ce abundă de simboluri, să spunem, ale libertinajului, poate de orice natură, însă este o carte foarte specială pentru tine în luna august. De ce? Pentru că în momentul de față te exprimi pur și simplu așa cum simți tu. Nu mai există nicio barieră, nu mai există niciun blocaj de genul acesta și acțiunile tale cumva vorbesc de la sine celorlalți. Ești într-un moment în care ți-ai luat așa zborul frumos către alte culmi, către alte lumi. O carte foarte frumoasă care exprimă faptul că acțiunile viitoare ale tale, să știi că vor vorbi foarte mult despre tine. Vărsătorul în luna august trăiește în mod liber, se exprimă în mod liber și creează în mod liber. Te așteaptă o perioadă foarte bună, dragul meu vărsător, asta simt pentru tine să-ți spun. Spiritul în momentul de față îmi transmite faptul că te așteaptă o perioadă foarte bună, mai ales pe partea profesională. Te-ai deblocat dintr-un punct în care ai stat foarte mult timp, ai avut foarte multe frici cu privire la acest nou parcurs profesional sau la gândul acesta că poate nimeni nu te mai acceptă, nimeni nu te mai vrea, nu mai ai nimic de oferit, însă ce să vezi, s-a întâmplat minunea. Da? Spiritul îmi transmite acest mesaj pentru tine, să ai încredere că ești pe drumul cel bun și că te așteaptă lucruri minunate în viitorul tău apropiat. Până la sfârșitul acestui an, viața ta se va schimba foarte, foarte mult. Mergem mai departe, hai să vedem care este și mesajul Arhanghelului Gabriel. L-am ales pe Gabriel pentru luna august. Mesaje pentru cei din zodia vărsător. Luna august pentru tine aduce și recunoștință, să știi, vei fi foarte recunoscător divinității pentru tot ceea ce ție ți s-a întâmplat în ultimele luni, să spunem. Ai o conexiune foarte puternică în această perioadă cu tot ce înseamnă lumea imaginară a viselor, poate diferite entități. Ai o, să spunem, sensibilitate mai mare în zona aceasta. Mesajul Arhanghelului Gabriel este acesta.
creează un panou cu imagini și cuvinte care te inspiră. Iată, avem această zonă a creativității din nou. Este o carte care se numește Panoul Viselor. Da? Să știi că ești un vizionar și este foarte important în această perioadă să vizualizezi ceea ce îți dorești să se întâmple în viitorul tău apropiat. Tu ești o personalitate liberă, așa cum am spus. Ești guvernat de planeta Uranus. Asta înseamnă că mai tot timpul mesajele pe care tu le primești și felul în care tu te comporți este din viitor. Este dintr-o altă lume, să spunem, dintr-un alt tablou. De aceea, de cele mai multe ori, ești o personalitate excentrică, ești o personalitate radicală, ești o personalitate foarte greu înțeleasă de către cei din jurul tău. Însă asta nu este o problemă pentru tine. În perioada următoare, Panoul Viselor, această carte exprimă faptul că tu pur și simplu creezi din imaginația pe care o ai. Deci trăiești, te hrănești din aceste imagini și cauți, să spunem, tot timpul lucruri care să te inspire, oameni care să te inspire, cuvinte care să te inspire, da? Pentru că orice cuvânt pe care tu l-auzi te poate duce într-o zonă în care tu poți să faci ceva cu acele cuvinte, da? Le dai pur și simplu viață. Extraordinar de frumos, dragul meu vărsător. Începem această citire a ta foarte bine și cu o energie foarte frumoasă, pentru că te simt extraordinar de creativ în următoarea perioadă. Hai să vedem care este talismanul tău norocos pentru această lună. Pentru luna august, talismanul norocos pentru cei din zodia vărsător. Talismanul norocos pentru cei din zodia vărsător, luna august. Vreau să fii foarte atent, pentru că mi se transmite numărul spiritual pentru tine. Numărul spiritual pentru vărsător în luna august este 899. O să te rog să cauți acest număr în online sau dacă ai o carte de specialitate care te poate ajuta în sensul acesta. Acesta este numărul tău, da? Spiritual. Piatra semiprețioasă a vărsătorului, talismanul protector pe care vărsătorul îl are în luna august este iolitul. Shift your money mindset. Iată, puterea ta de creativitate, puterea ta de a face lucruri, de a influența pe ceilalți, să știi că va fi mai puternică decât niciodată. Și aici avem o minte setată pe creație. Sigur, este și un mesaj legat de zona financiară, faptul că ai nevoie să îți pui mintea la mișcare, în acțiune, pentru că sunt foarte multe posibilități pentru tine de a face bani, atâta timp cât îți păstrezi această zonă de creativitate și de originalitate. Este ca un dar de la Dumnezeu. Da? Atâta timp cât tu ești deschis acestor oportunități, atâta timp cât crezi, atâta timp cât aduci un aport acolo cu adevărat considerabil în comunitatea din care faci parte, banii nu vor fi o problemă pentru tine. De asemenea, iolitul este o piatră care în mare parte vorbește și despre protecție. Asta înseamnă că este foarte posibil să atragi asupra ta oameni invidioși, oameni care să îți transmită energetic tot felul de gânduri negative, care să-ți spună gând rău, așa cum se spune. Nu știu cât de mult te va afecta pe tine treaba asta, pentru că atâta timp cât acesta este talismanul tău protector, creează pur și simplu o barieră. Este o barieră energetică naturală care te protejează de tot ceea ce este rău, pentru că tu ai o misiune. Vărsătorul vine dintr-un viitor. Da? Și atunci când vorbim despre viitor, vorbim despre lucruri pe care vărsătorul deja le știe, intuitiv, dacă nu le știe, le anticipează și tot așa. Se află pur și simplu în codul tău genetic treaba asta. Da? Multă influență în următoarea perioadă, legături strânse ce pot interveni în viața ta, mă refer în mediul colegial,
în mediul de muncă, în anturajul tău și așa mai departe. Este o deschidere foarte mare către această zonă în luna august. Foarte frumos pentru cei din zodia Vărsător. Mergem mai departe. Hai să vedem din Karma Oracle Cards pentru cei din zodia Vărsător, ce mesaje sunt pentru ei. Această carte cred că vrea să iasă. Ok. Avem Capricornul. Sunt trei cărți. Sunt trei cărți pentru cei din zodia Vărsător. O să le iau ca atare și avem dedicarea cu care tu faci lucrurile, implicarea în profesia ta, își spune cuvântul, pentru că tu ai dedicat foarte mult timp profesiei tale, jobului tău, ai sacrificat probabil foarte multe lucruri din viața ta ca să ajungi în punctul acesta, iar în luna august să știi că toată această dedicare îți este răsplătită, deci vei avea rezultate foarte bune, rezultate foarte mari pe zona profesională și mai ales cred că ți se vor îndeplini niște vise sau dorințe de ale tale ce duc spre o anumită stabilitate în viața ta. Dedication to achieve, da? Îți dorești întotdeauna să atingi un anumit apogeu. Ai terminat cu o etapă din viața ta, tu imediat te orientezi către următorul scop. Da? Niciodată nu stai pe loc. Deci niciodată. În momentul în care ai văzut că lucrul acela ai putut să-l atingi, da? Ceea ce tu ți-ai propus, mergi mai departe, deschizi o nouă ușă, da? Și vezi ce e făcut, de făcut acolo, ce ai putea să creezi acolo, ce ai putea să aduci nou în zona aceea. Foarte frumos. Așa cum îți spuneam, rezultate, da? Deci tot ce ține de Capricorn, vorbim despre task-uri, vorbim despre rezultate, vorbim despre acele scopuri pe care tu ți le impui, da? Trăiești o realitate, să spunem, aceeași, chiar dacă în fiecare zi nu poți să spune neapărat că faci același lucru, dar și la tine există o rutină care te poate da, să spunem, în spate, însă cumva trebuie să accepți lucrul ăsta, da? Această rutină cred că este până la urmă normală pentru noi toți. Use the most business-like way. Încearcă să te folosești de cea mai bună soluție pe zona de business sau pe zona asta creativă care să te ajute pe tine să crești din ce în ce mai mult, pentru că aici în etalarea ta vorbim despre expansiune și despre dezvoltare. Este clar că ai un rol acolo și este un rol de care trebuie să te ții. Următoarea carte în poziția ta vorbește despre good fortune, Jupiter, da? Jupiter este o planetă care amplifică întotdeauna stările în care ne găsește. Dacă sunt proaste, se vor amplifica, dacă sunt bune, iarăși se vor amplifica, însă este și o planetă a norocului. Este o planetă a, să spunem, a banilor, printre altele, da? Blessings from universe. Good fortune, așa cum îți spuneam, iată, Jupiter care anunță în poziția ta un mare succes în următoarea perioadă, dragul meu Vărsător. Te așteaptă ceva nemaipomenit, te așteaptă ceva minunat și asta datorită dedicării tale și implicării tale. Este clar că Universul te binecuvintează în acest moment al vieții tale și îți creează, cred eu, oportunități foarte, foarte bune pentru tine, pentru că Jupiter, mergem spre Săgetător, asta înseamnă și zona de spiritualitate, înseamnă și zona de profesorat, de mentorat, se întâmplă ceva aici pentru tine, cât și probabil dorința de a călători în următoarea perioadă. Poate arăta o călătorie de relaxare, o mini-vacanță pentru tine. Însă, îți repet, ai good fortune, asta înseamnă o mică avere strânsă din munca ta și strânsă din dedicarea cu care tu faci lucrurile. Următoarea carte în poziția ta avem filantropia, casa a 12-a, asta înseamnă că pentru Vărsător nu există frică, nu există teamă în momentul de față. El pur și simplu intră în situații așa, le ia pur și simplu ca atare. Trăiești un moment în care
ți se spune să-ți păstrezi această implicare ascunsă și să nu spui nimănui despre lucrurile pe care tu vrei să le faci. Pentru că, repet, atragi foarte multe invidii în viața ta. Casa cu numărul 12. Încerci să unești niște oameni, o comunitate. Ai planuri din ce în ce mai mari. Ai vise la care tu încă de pe acum lucrezi pentru că acel vis vrei să ți-l aduci în realitate. Da? Mare atenție la modul în care, mare atenție cui comunici niște lucruri sau cui îi împărtășești din experiențele tale. Este și o carte ce vorbește despre credința ta, care este de neclintit în ceea ce faci și, bineînțeles, despre evenimente. Poți primi în următoarea perioadă propuneri, colaborări și așa mai departe, care să te conducă către acel succes. Minunat, dragul meu vărsător! Mergem mai departe la oracolul Moonology. Hai să vedem. Pentru cei din zodia Vărsător. Nu-ți mai spun despre faptul că, nu știu dacă am menționat sau nu, dar Jupiter vorbește despre teach or learn. Deci asta înseamnă că ori înveți în continuare ceva, ori te orientezi către zona de profesorat. Asta înseamnă pentru tine că treci din poziția de ucenic către poziția de profesor pentru cineva sau pentru o comunitate de oameni. Bun. Iarăși două cărți foarte puternice pentru cei din zodia Vărsător în luna august. Se întâmplă minuni cu tine, dragul meu Vărsător. Avem iarăși cartea Săgetătorului, avem primul pătrar al lunii în Săgetător care îți spune să crezi în noroc, da? Believe in your good luck, să crezi în norocul tău personal. Wow, Vărsătorul trece printr-o perioadă în care să știi că multe se pot întâmpla, multe. Atâta timp cât tu rămâi fidel dorințelor tale, credințelor tale, mentalității tale, felului tău de a fi, însă faci totul corect, ca la carte, să spunem, by the book, să știi că Universul îți va oferi însutit, pentru că e o misiune aici pe care tu o ai destul de grea. Și cred că Universul încearcă totul să compenseze situația în care tu te afli, probabil cu situația materială. Pentru că, repet, aici este și norocul tău. Deci ai cartea lui Jupiter care vorbește despre noroc, vorbește despre norocul divin care ți este ție acordat și avem primul pătral al lunii Săgetător care vorbește despre a avea pur și simplu încredere în norocul tău. Deci e al tău acolo. E al tău, da? Și nimeni nu ți-l poate lua, indiferent de ceea ce face. Apoi, următoarea energie către care tu te îndrepți, avem o energie a Taurului, care vorbește despre confortul tău psihic, despre confortul tău emoțional, multe lucruri pe care ți le poți cumpăra, investiții, dar bineînțeles că vorbește și despre casă, dragul meu vărsător. Poți să vinzi o casă, poți să cumperi o casă în următoarea perioadă. Nu înseamnă neapărat că luna august se vor întâmpla aceste lucruri, ci pur și simplu această energie poate să dureze ceva timp, poate să rezolve această situație până la sfârșitul acestui an. Avem ultimul pătrar al lunii în Taur, be proud of yourself, fii mândru de cum ai ajuns aici și de cum ești astăzi aici. Da? Fii mândru de tine pentru că ai creat lucruri minunate, ai creat lucruri frumoase. Chiar dacă nimeni nu-ți spune, chiar dacă poate nimeni nu vede, da? Însă tu trebuie să fii mândru de tine. Tu trebuie să fii liniștit, trebuie să fii împăcat cu tine și să vezi faptul că tot ceea ce ai făcut până astăzi a fost pur și simplu cu călăuzirea lui Dumnezeu, cu ghidarea lui Dumnezeu și e bine să fii mândru de tine. E bine să fii mândru de tot ceea ce ai făcut până acum și să fii recunoscător. Mergem mai departe, dragii mei vărsători, hai să vedem. Mergem mai departe cu Tarot, Animal Tarot. Aceste cărți nu le-am folosit până acum, însă de data aceasta m-am hotărât să le folosesc. Hai să vedem în primul rând ce animăluțe îți cad ție aici. Te așteaptă o mare realizare, să știi.
O mare realizare te așteaptă. Prima carte, iată că deja a căzut. Ok. Bun. Avem aici două cărți, dragul meu vărsător. Ten of Autumn și cartea Luna, The Moon. Această carte, Ten of Autumn, vorbește despre siguranța finanțelor tale. Îți dorești foarte mult să fii stabil, să ai această siguranță. Tu îți dorești, de fapt, o garanție. Cineva să vină la tine să-ți spună, să știi că vei fi sigur pe treaba asta, să știi că nu vei avea niciodată probleme financiare, cumva să-ți prezinte anumite garanții, da? Te aștepți la aceste garanții și poate este pur normal să se întâmple așa. Însă această carte îți spune că acest angajament pe care tu ți l-ai luat îți creează în viața ta această stabilitate financiară. Deci nu ai nevoie ca cineva să vină să te asigure de ceva, pentru că finanțele deja sunt o certitudine în viața ta. Da? Chiar dacă, repet, poate ești un liber profesionist, poate nu ai neapărat un contract de muncă, dar se întâmplă ceva. Aici este vorba despre norocul tău. Da? O să citesc mesajul de pe card. Angajamentul vine cu această cunoaștere a faptului că finanțele tale sunt în regulă, sunt securizate, iar familia ta, nevoile materiale ale familiei tale sunt luate în considerare. Este foarte important să onorezi tradiționalismul și să fii mândru de ambientul în care tu trăiești și să fii mândru de locul în care trăiești, pentru că acela a fost cumpărat sau achiziționat cu sprijinul ancestorilor tăi. Da? Ce înseamnă ancestori? Înseamnă persoane pe care tu nu ai apucat să le cunoști, persoane care fac parte din arborele tău genealogic, din familia ta, străbuni, care te-au ajutat pur și simplu să cumperi bunul acela. Da? Deci nu a fost nimic întâmplător. Așa cum îți spuneam, vărsătorul trece printr-o perioadă și de recunoștință în luna august. Și de a fi foarte mulțumit de locul în care stă în prezent, de locul în care el se află în prezent. Pentru că dacă tu vei trăi, să spunem, nemulțumirea și tot vei găsi motive să fii nemulțumit de acest aspect, nu știu în ce măsură ai putea să fii mulțumit mai târziu de ceea ce ai. Da? Bun. Apoi avem cartea Luna, așa cum spuneam. Avem acest lynx. Un animal superb. Superb. Și mesajul acestei cărți este acesta. It's important to trust your intuition, even if you're unsure of what's happening. All will be revealed soon, so worry is unnecessary. Este foarte important să ai încredere în intuiția ta. Chiar și dacă nu ești foarte sigur de ceea ce se va întâmpla sau cum se vor derula evenimentele în viața ta, totul va fi descoperit cât de curând, așa că nu este nevoie să-ți faci griji inutile. Da? Ia uite. Aici este un mesaj legat tot de zona materială, pentru că te simți puțin nesigur. Te simți puțin încercuit, să spunem, în zona asta profesională. Însă iată un mesaj al cărții care vine și îți spune că nu este nevoie să-ți creezi griji inutile, da? Chiar dacă nu știi ce va fi pe viitor, nu te îngrijora inutil. Mesaje foarte puternice pentru cei din zodia vărsător. Dragii mei, mergem mai departe. După cum bine știți, nu prea pot să stau departe de tarotul clasic, bineînțeles, așa că l-am adus astăzi cu mine și am aici The Giant Rider White. Voi extrage și din acest tarot clasic două mesaje. Bineînțeles, mesaje clarificatoare pentru tine. Te așteaptă o perioadă foarte bună, dragul meu vărsător. Tot ce trebuie să faci este să-ți vezi de lucrurile tale și să ai încredere. Să-ți valorifici, de fapt, norocul. Da?
Hai să vedem. Pentru cei din zodia vărsător, mesaje importante. Bun. Ok. Drumul vărsătorului este tot timpul presărat cu acest sentiment de gol, de pustietate sufletească, deși vărsătorul de cele mai multe ori este înconjurat de oameni, este privit de foarte mulți oameni, însă în aceeași măsură vărsătorul își vede de drumul lui, nu prea îl încântă, să spune, astfel de situații. Iată că avem aici două cărți de monede, tot de monede, care vorbesc despre insecuritatea ta materială. Însă la baza pachetului avem Marele Preot. Vorbim despre control aici. Da? De ce încerci să controlezi ceva ce nu poți controla? Simt o oarecare rigiditate aici și a faptului că poate nu vrei tu să îți treci peste niște lucruri de ale tale, nu știu, sunt lucruri legate acum de fiecare dintre voi. Marele Preot arată ordinul, da? 5, arată mișcare, arată dezvoltare, arată că ești la un nivel destul de înaintat pentru a putea să înveți pe ceilalți, deși aici este și o nesiguranță. Acest mesaj este pentru unii dintre voi. Avem nesiguranța acestui 5 de monede, da? Că nu știu neapărat dacă asta trebuie să fac, că nu știu câți bani îmi va aduce, nu știu cum vor fi finanțele mele, șansele, oportunitățile, dar ai și un 8 de monede care vorbește despre alchimie aici, da? Deci bați potcoava, aici este norocul tău, în această carte este norocul tău, da? Nu te mai simți gol, simte-te întreg, simte-te pregătit, pentru că vine o perioadă în care treci repede la nivelul de ucenic la cel de profesor, s-ar putea să faci și niște traininguri în sensul ăsta, iar 8 de monede arată totuși lucrul permanent cu tine, da? Arată zona aceasta în care îți creezi încă de pe acum ceva destul de solid în viața ta și destul de frumos. Dragul meu vărsător, ce pot să spun decât mult succes în continuare și în tot ceea ce faci tu, să ai parte de revelații. Dragii mei, acestea au fost mesajele mele pentru voi. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați fost alături și sper ca toate aceste mesaje să le luați sub formă de îndrumare. Noi rămânem conectați în zona de online, după cum bine știți, pe pagina mea de Facebook Amos Tarot, pe pagina mea de Instagram Amos The Wizard, iar pentru cei care doresc să afle mai multe informații despre mine, le găsiți pe site-ul oficial amostarot.ro. Pe cutiamagului.ro în această perioadă să știți că vă așteaptă reducerile de vară la produsele voastre favorite, așa că vă invit să aruncați o privire. Până data viitoare vă doresc toate cele bune și nu uitați, dragii mei, să aveți foarte mare grijă de voi.